Dacă în weekend dispeceratul de iarnă al Consiliului Județean Hunedoara a fost bombardat cu peste 250 de solicitări pentru dezăpezirea unor drumuri județene, noaptea trecută numărul apelurilor a scăzut neașteptat de mult, doar 3. În schimb, se intervine în continuare și astăzi pentru degajarea drumurilor în 7 zone. N-au mai fost așa de multe solicitări. Pot să vă spun că azi noapte au fost 3 telefoane în cursul nopții, 3 sesizări, iar în cursul zilei de ieri s-a intervenit pe 8 sectoare de drumuri județene, cam tot cele care au rămas mai cu probleme. În zona Bătrâna, în zona Poinița Voinii, Bunila, la Lunca Cernii de Sus, la Cerbăl și în zona Mătinești, în zona Schitului Măgura.